Bună, bine te găsesc la ziua 42 din seria zilnică de curățări și amplificări energetice pentru banii și bogăția care ne aparțin prin grație divină, ca urmare și ca o consecință a contribuției autentice care suntem noi și pe care o oferim. Curățarea de astăzi este următoarea. Aici și acum îmi iau înapoi și păstrez la mine toți banii și toată bogăția care mi-aparțin prin drept divin, prin grație divină, și care mi-au fost luate cu forța, care mi-au fost furate, care mi-au fost luate prin înșelăciune, pe care le-am pierdut. Prin minciună, păcăleală sau orice altceva. Toate minciunile care vin acum la suprafață, vrei să ne deconectăm de la ele și să ne întoarcem în adevăr? Și ce altceva mai e posibil și cum devine și mai bine de atât? O, aici este da, ascultați această curățare de foarte multe ori astăzi și în următoarele zile este foarte mult aici, foarte mult, dar este pregătit să plece un val mare de minciuni, spre deosebire de temele care privesc strict contribuția autentică, unde disponibilitatea de a curăța acolo este minimă. Aici măcar există disponibilitatea și sunt pregătite, e pregătit valul ăla acesta de minciuni să plece de la noi. Așa că s-o să-i urmez așa, mult, să-l lăsăm să meargă. Și să ne vindecăm. Sunt Mihaela Păduraru, bioenergoterapeut. Abonează-te la acest canal dacă nu ai făcut-o deja. Like, distribuie acest material pentru lărgirea conștiinței și pentru exponențializarea bogăției care suntem noi. Și redescoperirea bogăției care suntem noi. Reia înregistrările pe care le găsești în descrierea videoclipului. Lasă-mi un comentariu și te aștept mâine pentru o nouă provocare. Te pup! Pa, pa!